Haideți să citim Faptele Apostolilor, capitolul 8. Este o imagine a primilor creștini, o frântură din istoria bisericii primare, cum ne place să o numim, și în fiecare generație este nevoie de reparația planului sau reparația construcției ca să corespundă planului. Planul este dat în Scriptură, dar oamenii se abat de la plan și așa cum o construcție se zidește în etape și un constructor urmează după alt constructor, dacă s-a greșit planul, cel care urmează trebuie să strice ce s-a greșit și să pună la loc ca să facă după plan. Și Apostolul Pavel spune în Corinteni, fiecare să ia bine seama cum zidește deasupra. Noi suntem cei care zidim deasupra. Apostolii au pus temelia și noi urmează să punem deasupra și în fiecare generație se pune deasupra și sunt mulți care se abat de la plan și pun după capul lor. Și noi trebuie să cunoaștem bine planul, ca atunci când zidim să fim numiți slugă bună la sfârșitul alergării noastre, la sfârșitul lucrurilor, la sfârșitul zilei, stăpânul șantierului, stăpânul casei, stăpânul lucrului să poată spune, ai făcut bine. Aici este o imagine a planului, a felului cum au lucrat cei care au fost lăudați pentru credința lor și care nici ei n-au primit încă cele puse să se făgădui. Știi, în capitolul 8 din Faptele Apostolilor. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți afară de apostol s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samarii. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpădă în biserică, intra prin casă, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovdeau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și l-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare. Îl ascultau cu luare aminte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitorile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt i-a dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Simon a răspuns, rugați-vă voi, Domnului, pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale samaritenilor. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candacea a etiopienilor și îngrijitorul tuturor ghisterilor lui, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în scalul lui și citea pe prorocul Isaia.
Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovedea Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Amin. Este o cântură, o imagine, un cadru din istoria primilor creștini. Este o imagine a temeliei care a fost pusă de apostoli, a învățăturii pe care apostolii au dat-o și peste care noi zidim. Și noi trebuie să urmăm acest tipar, acest cadru. Vedem aici lucruri diferite care s-au întâmplat și aș vrea ca să amintesc câteva dintre ele ca să rămânem astăzi cu mintea hrănită, cu niște gânduri prin Cuvântul lui Dumnezeu, să avem la ce medita și mintea noastră să fie înnoită prin înștiințări, să fie trezită, zice, caut să vă trezeți mintea prin înștiințări. Adică să avem acea întoarcere la original, la plan, la singurul lucru care funcționează. Noi știm că o mașină funcționează când tot e în regulă în mașină. Dacă ceva e stricat, nu funcționează. Și atunci cel care nu se pricepe, începe ba să împingă, ba să lege cu sârma, ba să bage șurubelniță, ba dacă ține nu știu ce, nu știu cum funcționează. Și chiar și un lucru stricat funcționează, dar funcționează rău câteodată. Cel mai important lucru pe care îl putem avea este mintea. Mintea noastră trebuie să funcționeze hrănită de un plan al lui Dumnezeu. Și planul acesta trebuie să fie bine cunoscut și să facem după el. Aici găsim situații diferite și din situații diferite putem trage concluzii bune. Pentru că de ce la Samaria Filip le-a propovăduit Evanghelia, dar nu s-a rugat pentru ei să primească Duhul Sfânt? A trebuit să vină Petru și Ioan să se roage să primească Duhul Sfânt? Adică să înceapă să primească darul Duhului Sfânt, înțelegem de aici, probabil au început și au vorbit în limbi, semnul specific al primirii Duhului Sfânt, dar peste fame nu s-a mai rugat Filip să primească Duhul Sfânt și aparamen a plecat, zice cineva, ar putea zice, a plecat în Etiopia fără Duhul Sfânt, nu? A fost mântuit famenul sau n-a fost mântuit? După tiparele de gândire de astăzi, e greu de răspuns. După tiparul Bibliei e ușor. Pentru că înțelegem că atunci când a zis să primească Duhul Sfânt, a primit darul Duhului Sfânt. Ei au fost mântuiți atunci când au crezut și au fost botezați. Dar a fost nevoie ca să vină niște evrei. Probabil Filip a fost grec, avea nume grec. Filip a fost tatăl lui Alexandru cel Mare. Filip a fost diacon. Nu știm exact. A fost probabil dintre prozeliți. A trebuit să vină Petru și Ioan, care erau evrei, vorbirea în limbi a fost un semn pentru evrei, așa este arătat în Corinteni. Voi vorbi poporului acestea prin alte buze și cu popoare, prin buze străine, și tot nu mă vor asculta. A fost nevoie de acest semn pentru ca ei să fie cercetați și acest semn al judecății, al despărțirii, al alegerii pe care Dumnezeu a făcut-o ca să-și cheme un popor, nu din cei care erau din coapsele lui Avram, ci din cei care aveau sămânța lui Avram, care era cuvântul lui Dumnezeu și care
Era de fapt Domnul Iisus Hristos care a fost făcut trup și de fapt cei care au credință. Noi suntem urmașii celor care au credință, care au avut credință și dacă avem și noi credință, facem parte din poporul lui Dumnezeu, facem parte din sămânța lui Avram și suntem moștenitori ai dreptății, ai justeții, ai sentinței acestei dreptăți, adică ai mântuirii care vine prin credință și vom fi scăpați de mânia viitoare. Noi crezând, suntem beneficiari ai tuturor binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și poporul care a fost creat prin credință la Rusalii a fost profețit înainte de profeții din Vechiul Testament și un om ca și famenul etiopian cunoștea Vechiul Testament. El a venit la Ierusalim ca să se închine, n-a venit să facă tranzacții financiare, pentru că probabil nici nu avea cu cine, era o țară satelit, Iudeea era o țară, nu era o țară, era Imperiul Roman. Și el a venit din alte, de la 1000 sau 2000 de kilometri departare pe vremea aceea ca să se închine, deci probabil ca să respecte tradiția iudaică. Probabil a fost unul din prozeliții rămași. Posibil să fi fost chiar iudeu, pentru că Imperiul lui Nebucadnețar se întindea din India până în Etiopia. Și găsim în cartea Estera că în cele 127 de ținuturi ale împărăției lui Ahasveros, în toate ținuturile tale este răspândit un popor. În toate erau evrei, deci erau evrei și în Etiopia, de pe vremea împărăției mezilor și a perșilor. Lumea era globală și atunci, nu astăzi numai se globalizează, și doar că s-a transferat geografic această globalizare, a mers pe vest, famenul credea cuvântul lui Dumnezeu. Zice cuvântul așa, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel care. A venit să se închine. Și a luat o carte și mergând pe drum citea din prorocul Isaia. Era un om care avea credință. Dacă cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că trecuse prin Tora, dacă el citea profeții, legea și profeții. Și în Tora scrie, va veni un profet ca mine, a spus Moise, va veni un profet ca mine. Voi trebuie să-l așteptați, va fi cândva. Și evreii îl așteaptă și acum, că nu cred în Domnul Iisus. Cred că trebuie să vină un profet, un Mesia. Famenul știa aceste profeții și când Filip i le-a explicat, începând de la scriptura aceasta, de la Isaia 53, pentru că acolo citea, citim așa. Filip a luat cuvântul și a început de la scriptura aceasta și i-a propodit pe Iisus. I-a explicat treptat, i-a amintit locurile din Scriptură, încă nu era Noul Testament, nu venise ceea ce este desăvârșit, nu venise întregul cuvânt, nu se întregise cuvântul lui Dumnezeu, era doar vechile Scripturi, dar vechile Scripturi scrie foarte mult de Domnul Iisus Hristos. Și i-a arătat din Scripturi pe Domnul Iisus Hristos și a fost foarte ușor unui om care cunoștea Scriptura să lege între ele locurile și să se facă clar, ca și când pui niște piese de puzzle una lângă alta și se întregește imaginea. Așa sunt profețiile din Scriptură. Spune într-un loc în Noul Testament așa, nicio profeție de la Dumnezeu nu se tâlcuiește singură. Căci oamenii n-au vorbit de la ei, ci au vorbit de la... Deci trebuie luat piesă cu piesă, pusă una lângă alta și așezate și se formează un tablou. Asta a făcut Filip cu famenul etiopian. A luat profețiile, a început de la scriptura aceea, pentru că acolo era cu cititul. Dar, în mod sigur, i-a arătat din alte părți și din alte părți și din alte părți și i-a propovăduit pe Iisus. Famenul a zis, pe când mergeau, își urmau ei drumul, l-au dat peste o apă. I-a propovăduit pe Iisus, adică i-a spus despre Domnul Iisus din profeți, dar i-a spus și despre Domnul Iisus care a venit în trup, care a fost omorât pe cruce, care a fost înălțat, a fost înviat, a fost înălțat la cer, care a dat Duhul Sfânt la Rusalii și prin credința în El, toți cei care au crezut pe lui au fost botezați. Și famenul a zis, uite, a fost botezat și eu vreau să fiu botezat. Uite, apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Uitați-vă un lucru interesant. Noi astăzi trăim într-o vreme când Evanghelia a fost împodobită, i s-a adăugat ceva. Îi se spune necesitatea experienței. Nu e destul să crezi, trebuie să experimentezi, să dovedești că crezi. Filip nu i-a zis lui famen, știi, trebuie să dovedești, trebuie să trăiești, trebuie să
Filip zice, dacă crezi din toată inima, se poate. Dacă crezi. Noi am primit același duc de credință. Și noi credem și de aceea vorbim. Dacă crezi, din toată inima se poate. Au poruncit să stea carul, au coborât în apă, probabil au traversat un râu sau au trecut pe lângă ceva lac și a fost botezat. E simplu. Oamenii au împodobit și au schimbat Evanghelia și cer tot felul de experiențe ca să trăiască oamenii. Dar Evanghelia, dacă mergem puțin mai în față, este numită în versetul 12. Dar când au crezut pe Filip, care propunea Evanghelia Împărției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Acum ne întoarcem puțin înainte, tot din lucrarea pe care a făcut-o Filip. Odată să mergem la începutul capitolului 8. Ștefan a fost omorât. Saul păzise hainele și a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Noi știm că au crezut 5.000 de oameni, majoritatea iudeii și prozeliți. Nu au crezut samariteni. De ce nu au crezut samariteni? Pentru că samaritenii nu se închinau la Ierusalim. Ei se închinau pe muntele Garisim. Femeia samaritean, că i-a zis Domnul Iisus, voi ziceți că în Ierusalim, noi ne închinăm pe muntele acesta, voi ziceți că în Ierusalim. Iudeii și samaritenii nu aveau absolut nici o legătură. Dar Domnul Iisus, când le-a spus să propădească Evanghelia, ce mergeți în toată lumea și păziți oameni, începând din Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile Pământului, a dat o poruncă. Ei au ezitat, n-au ascultat poruncă, n-au mers în Samaria. Și Dumnezeu i-a obligat să meargă în Samaria. Cum i-a obligat? A venit o prigoană și l-a stricat cuibul. Ia împrăștea. Noi credem de multe ori că așa ne place să fim împreună. Și fac o paranteză legat de acest lucru. Există cuvântul părtășie. Noi prin părtășie înțelegem dulcea părtășie de a fi împreună. Dacă mergem la termenul grecesc al cuvântului părtășie, koinonia, în limba greacă, nu înseamnă dulcea părtășie de a fi împreună și nici o stare de bine. Părtășie, koinonia în limba greacă, a fost un termen comercial. Partener de lucru, tovarăș de lucru, partener de afaceri. Când faci o tranzacție, ești în koinonia cu celălalt. E o relație în care se implică ceva. Faci ceva împreună. Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Koinonia noastră. Ne-a făcut parteneri cu El. Împreună lucrător cu Dumnezeu. Împreună lucrător este un singur cuvânt în greacă, sin ergos, adică cel care lucrează împreună. Dar koinonia înseamnă legătură de parteneriat prin faptul că ai devenit partener cu cineva. Și este un termen laic, nu este un termen religios. Deci Dumnezeu ne-a luat și ne-a pus în parteneriat. Iar părtășie, dacă nu lucrăm împreună aceeași lucrare, noi nu putem să zicem că avem părtășie. Numai pentru că suntem împreună sau stăm, ce bine ne simțim împreună sau cântăm cântări sau avem același extaz sau ceea ce înțeleg oamenii prin religia astăzi. Koinonia, mergând înapoi la textul din la sfârșitul capitolului, mai observați un lucru. Lucrarea pe care a făcut-o Filip cu famenul a fost o lucrare de explicație și de convingere. Convertirea este o chestiune de convingere, nu este o chestiune de atingere. A aștepta ca cineva să fie convins că îl atinge Duhul lui Dumnezeu e un pic zadarnic. Un pic destul de mult. Eu nu zic că Duhul lui Dumnezeu nu atinge. Dar Domnul Iisus ne-a spus, mergeți în toată lumea și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Este această învățare, dacă Dumnezeu împletește împrejurările, cum l-a trimis pe Filip și așa, se poate. Dar fără convingere nu există mântuire. Așa cum nu există vindecare fără analize.
și fără un tratament corespunzător analizei care s-a făcut. Trebuie să existe un proces de analiză de sine. Trebuie să existe acea pocăință, adică acea stare a cugetului în care se oprește, zice, n-am făcut bine, leapă de ce-i rău, se întoarce la Dumnezeu și își creează planul vieții după planul lui Dumnezeu. Această stare a fost... Unii oameni sunt mai aproape de această stare, alții sunt mai departe. Domnul Iisus i-a spus uneia, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Alții sunt foarte departe. Pentru că cât îți prinși în lanțurile răutății și în lanțurile celui rău, cu atât îți mai departe. Deci au gândire în alt cadru. Și trebuie să-i dărâmi izvodirile minții și să-i faci curat în cap, să demontezi bucățică cu bucățică ce-i stricat în capul lui, să-i pui planul lui Dumnezeu. Și asta e un lucru greu. E o lucrare de convingere. Trebuie să-l convingi. Famenul era aproape de împărăția lui. El citea de prorocul Isaia. Omenul Ierusalim să se închine. Căuta, cum zice într-un loc, căuta neprihănirea cerută de cugetul lui, justiția cerută de cugetul lui. L-a crezut pe Iisus pentru că știa despre Iisus, pentru că era familiarizat cu Scripturile. A crezut dintr-o dată. Alți oameni nu sunt familiarizați cu Scripturile. E mult mai greu. Sunt lanțurile celui rău, cum îl găsim aici și voi aminti imediat despre Simon Vrăjitorul din Samaria. Un mediu în care vrăjitoria era la ea acasă. Pentru că era un final greșit acolo. Deci, repet, convertirea este o chestiune de convingere, nu de atingere. Noi așteptăm ca oamenii să fie atinși de Duhul Sfânt. Doamne, atinge-te de noi! Sunt și cântări și cu simțirea prezenței de Dumnezeu și alte aberații la care oamenii au ajuns prin confortul acesta. E foarte confortabil să nu te implici. Cuvântul koinonia înseamnă și implicare. Înseamnă coparticipare. Adică se implică Dumnezeu. Asta e planul lui Dumnezeu. Tu zi partea ta de suferință ca un bun ostaș al lui Hristos. Asta e koinonia. Faci parte și tu. Un om care se angajează într-o firmă, ia parte acolo și îl doare pentru aia. Ce se întâmplă acolo, se stresează pentru aia. Deci, un om care se implică este un om care este în părtășie cu Dumnezeu. Și părtășia aceasta trebuie să fie și între noi. Mergem mai departe. După înmormântarea lui Ștefan, Saul de partea lui făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și îi arunca în temniță. Asta e imaginea înainte de împrăștiere. Deci Saul era plin de râvnă pentru datinele strămoșilor săi. Toți știau asta. Era un tânăr râvnitor, cum sunt astăzi evrei haredim ăștia care se tremurător, le spune. Ăștia care stau la zidul plângerii și umblă învățat ciudat. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și îi arunca în temniță. Vedeți? Când zice, făcea prăpăd în biserică, nu făcea prăpăd într-o clădire, acum e clar, făcea prăpăd în eclesia, între cei chemați. Intra prin case, prin familii, lua cu sila și arunca în temniță. Normal că oamenii s-au împrăștiat, au fugit. Această împrăștiere a fost planul lui Dumnezeu. De multe ori noi ne legăm viața de pământul acesta și ne gândim la casa noastră, ne gândim la proprietățile noastre, ne gândim la meseria noastră. Și într-o bună zi Dumnezeu ne scutură cuibul, pentru că așa e planul Lui. Și ne împrăștim. Zburați de aici. Noi nu găsim aici că ei au făcut petiții la guvern. De ce eu împrăștiat? De ce eu prigonit? De ce a venit peste ei Saul, că n-avea dreptul, nu respectă Constituția și mai departe. Ce au făcut ei? Au plecat. Și găsim așa, cei ce se împrăștiaseră, mergeau din loc în loc și ce făceau? Propovedeau cuvântul. Pe cine le-au zis să propovedească cuvântul? Domnul Iisus a zis să propovedească cuvântul. De unde știau ei cuvântul? Pentru că erau cei 5.000 de la rusarii care crezuseră iudei și prozeliți. Dar probabil rămași în Ierusalim și care locuiau în Ierusalim erau mai mulți iudei. Mulți preoți veniseră la credință. Și Dumnezeu le-a scuturat cuibul. Este o imagine și o lecție pentru noi. Pentru că s-ar putea în viață și Dumnezeu să ne scuture nouă cuibul. Și noi trebuie să facem, când Dumnezeu ne scutură cuibul, ce trebuie să facem? Să facem ca ei, să propovedim cuvântul. Unde? Unde ne ducem? În fiecare loc.
să propovăduim cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei. De ce a fugit? Ca să nu fie omorât de Saul. Și le-a propovăduit pe Hristos. Care e cetatea Samariei? Era fosta capitală a împărăției Israelului, celor 10 seminții care fuseseră separate. Samaria, cumpărată, nu mai știu de cine, de Ozia sau de careva din unul din împărații răi, de la Semer. E un deal. Astăzi este cetatea Sebastia, sau pe vremea romanilor era Sebastia, este anfiteatru roman și astăzi este o localitate acolo în Cisjordania, spune astăzi, în teritoriul sub administrare parțial palestiniană. Cetatea Samariei le-a provodit pe Iisus. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip. Dar de ce? Când au văzut semnele, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Filip avea darul vindecărilor și darul de a scoate dragi. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Vedeți, aici Dumnezeu a împletit vestirea cuvântului său cu semne și minuni. Și semnele și minunile au fost argumentul pentru ca samaritenii să vină la credință. Îl ascultau pe Filip pentru că Dumnezeu a dat această putere ca să facă să fie ascultat. În momentul în care Pavel a ajuns în Malta și a vindecat o grămadă de bolnavi, li s-a dat mare cinste. Tuturor celor din corabie, li s-a 276 de suflete, au fost găzduiți, li s-a dat mare cinste. În momentul în care faci un bine, dintr-o dată ți se acordă cinste și este ascultat. Din mulți îndreciți ieșau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți. A fost mare bucurie. De ce fusese înainte în cetate? Fusese un vrăjitor, Simon vrăjitorul, din Samaria era, care zicea că este un om înseamnă, deci el își zicea lui că este un om înseamnă. Cu ce se ocupase el? Vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Până la venirea lui Filip, toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea aminte, ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. L-a ascultat cu luarea aminte, pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitorie. Deci era un fel de lider religios în Samaria, înainte de venirea lui Filip. Și vedem această viclenie ascunsă a omului. Când a văzut că a venit Filip, el s-a opus lui Filip. Nu a zis, eu am dreptate, Filip, nu. Pentru că oamenii l-au urmat. Și a tăcut din gură, mai mult decât atât. Dar când au crezut pe Filip, care propovedea Evanghelia Împărției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut. Acum, cât de bine a crezut, vedem puțin mai târziu. A crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. De ce nu s-a despărțit de Filip? Și-a dat seama că acolo e ceva ce el nu are. Și privia, nu asculta. Deci că unii au cei înainte de asta, în versetul 6 zice, noroadele au auzit și au văzut semnele. Versetul 13 zice de Simon, nu că a auzit, nu că l-a ascultat, pe nu-l interesează ce zice Filip. Pe el interesează mobilul banilor. Era un om format după bani. Și acest, e plină lumea de din ăștia și astăzi. Follow the money, urmează banii. Vezi unde sunt bani și vezi cum se fac banii, urmărește cum se fac bani. El nu asculta, nu au auzit și au văzut. El numai privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Nu-l interesa ce vorbea Filip. Nu-l interesa Evanghelia. Au crezut pe Filip care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos. Deci pe Simon nu-l interesa Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, numele lui Iisus. Îi doare în cod pe oamenii care urmează banii, îi doare în cod de asta. Dacă cu asta pot face bani, hai că folosesc. Dar el era ahtiat după bani. Hai să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Petru și Ioan au venit, au auzit, au venit în Samaria, din Ierusalim. În afară de apostoli, apostolii n-au plecat din Ierusalim. Petru și Ioan au venit la Samaria,
s-au rugat pentru ei să primească Duhul Sfânt. Samaritenii, într-un fel, făceau parte dintre neamuri. Erau popoare aduse de către împărații, cred că ai Asiriei, pentru că au fost duși în robie înainte de iudei și puși în locul celor 10 seminții care au fost deportați. Țineți minte istoria, au fost, Dumnezeu a trimis animale împotriva lor și au adus un preot, un preot fals, un preot care se închinase la Betel. Au adus un preot care să învețe calea lui Dumnezeu, o cale falsă, pe jumătate. Și din cauza asta iudeii n-au avut legătură cu ei. Deci, practic, făceau parte dintre, mai mult decât dintre neamuri. Că dacă iudeii cât de cât aveau legături cu grecii și respectau pentru cultura lor, cu samaritenii nu aveau nicio legătură. Deci nu mâncau cu ei, nu mergeau la ei, nu vorbeau cu ei, dar de la Domnul Iisus, Petru și Ioan, care umblaseră 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus, au învățat lecția să meargă la samariteni. Și au predicat în satele samaritenilor. A venit Petru și Ioan, au primit Duhul Sfânt, samaritenii. Și acesta a fost testul pentru Simon. Aici Simon a căzut. Vedem de la versetul 18. A văzut Simon că Duhul Sfânt i-a dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru că peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta. Căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Păi cum vine asta? Simon a crezut sau e plin de fiere amară? El a crezut de formă. A fost botezat de formă. A vrut să-și continue afacerea. Pentru el, credința care a venit și semnele pe care le-au făcut și unii și alții a fost o amenințare a poziției lui. Omul religios se adaptează. Omul religios care și-a făcut din evlavie un izvor de câștig, când apare cuvântul Evangheliei, tace din gură un pic. Pe urmă, vrea să-i prindă și pe cei care cred. Se lasă puțin jos, pe urmă își ridică iarăși capul și vine cuvântul lui Dumnezeu și îi spune unui om care a fost botezat. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ai, ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Și omul i s-a spus, roagă-te tu. Și el, ce zice, rugați-vă voi. Simon a răspuns, rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. Nu ca să fie mântuit, nu ca să fie curățat, nu ca să se pocăiască. Să nu cumva să pățească ceva. Asta e gândul firii pământești, gândul cărnii. Să nu cumva să pățești ceva. Doamne, te rog să nu pățești nimic. Scriptura nu ne mai spune ce s-a întâmplat cu Simon. Ei au vestit mai departe Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Cam acesta e gândul pe care am vrut să-l spun astăzi. Avem nevoie ca să cunoaștem acest tipar al primilor creștini, pentru că n-a fost o cultură care astăzi nu mai este și ei s-au comportat așa după cultura lor și noi trebuie să ne purtăm astăzi după cultura noastră, ci a fost aceeași lume care e și astăzi, și astăzi lumea e plină de vrăjitori, care și astăzi e plină de oameni care cred că banul e totul și astăzi sunt foarte mulți oameni care fac bani din religie și pe care Evanghelia îi răstoarnă. Și care se vor preface și vor zice ca tine, dar până la urmă iarăși vor ridica capul. Simplitatea Evangheliei lui Dumnezeu constă în faptul că apelează la cuget. Samaritenii n-au trebuit să se facă evrei, n-au trebuit să se taie împrejur, n-au trebuit să vină să se închină la Ierusalim, că după câțiva n-au mai avut unde. Samaritenii au trebuit să creadă, să fie botezați, să mărturisească și ei cuvântul lui Dumnezeu în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Acesta a fost tiparul. Avem nevoie de tiparul planului lui Dumnezeu. La fel a fost cu famenul etiopian, la fel este și cu noi. Biserica în care Saul făcea prăpăt,
din care a făcut și el parte mai târziu și în care încă n-a fost răpită de pe pământ, are acest cadru istoric în care lucrează, a fost profețită în vechime un popor care nu este un popor. Un popor care este creat de Dumnezeu ca să fie prilej de gelozie pentru evrei. Și prilej de slavă pentru Dumnezeu. Noi facem parte din această lucrare a lui Dumnezeu prin credință și pur și simplu trebuie să privim la tiparul pe care Dumnezeu ne l-a lăsat, să-l copiem și să avem această așteptare în noi a schimbării lucrurilor. Să nu ne înrădăcinăm în acest pământ. Să fim tot timpul gata de zbor, gata de plecare. Chiar și fizic, chiar și în această situație când dacă te selește cineva să mergi cu el o milă, du-te două, dacă se luptă cineva cu tine să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Când ai planuri, când ai, ești băgat în credite, ești băgat în contracte, ești băgat în tot felul de lucruri care te înrădăcinează în pământul acesta, foarte greu să faci asta. De aceea noi să avem în vedere porunca Domnului Iisus, mergeți în toată lumea, propăziți Evanghelia, să avem în vedere această stare de neînrădăcinat în pământ, pe care vedem că au avut-o Petru, Ioan, Filip, chiar și famenul care a venit din Etiopia. Să ducem gândul oamenilor spre pocăință și să fie și gândul nostru pregătit de pocăință. În toate ispitele prin care trecem și în toate lucrurile prin care trecem, lui Simon i-a zis Petru și Ioan, roagă-te Domnului. Să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. În discuțiile cu oamenii, să ajungem până acolo să-i spunem omului, roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Tu roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii. Căci văd că ești plin de piele amară și în lanțurile fărde. De unde a văzut? Că venirea aia nu a văzut. Venirea aia și-o stat de vorbă. Eu cerut, uite, a dus bani, asta avea, asta o da. Unui om care a spus, argint și aur, n-am. Acesta e tiparul, acesta să-l urmăm și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să ascultăm acest cuvânt.